Nu știi ce face copilul tău pe internet. Întrebarea nu îi va mai lăsa fără răspuns pe părinții de acum încolo. Minorii nici nu vor mai putea să acceseze conturile deja existente fără acceptul unui adult. Platformele social media care nu se conformează ar putea primi amenzi. Pe de o parte, prevenirea și combaterea dependenței de ecrane și efectele pe care le au pe termen lung asupra dezvoltării celor mici. Pe de altă parte, de a proteja copiii de conținutul extrem de nociv și de multe ori violent la care au acces pe rețelele precum TikTok. Am propus spre dezbatere publică această idee care este menită să reglementeze ceea ce fac copiii în mediul online în viața de zi cu zi. Știm că sunt reguli prin care minorii nu pot cumpăra alcool și țigări sau că acestea nu se vând în apropierea școlilor. De aici plecăm noi. În fiecare zi zi avem reguli, iar în mediul online lucrurile au scăpat de sub control, a declarat Nicoleta Paolic, senator. Noua lege ar putea permite accesul copiilor din România pe rețelele de socializare doar cu acordul părinților. Inițiativa are un dublu scop. Legea nu se va aplica pentru platformele autorizate de Ministerul Educației. Avem nevoie ca în orice democrație, ca independențele individuale, cum ar fi manifestarea în rețelele sociale, să fie dublate de un set de reguli de protecție, a declarat Ligia Deca, ministrul educației. 99% dintre copiii români au conturi pe rețelele sociale, iar 8 din 10 spun că stau cel puțin 3 ore zilnic în mediul virtual. Nu alegem parte părinții în două tabere. Exagerat, sincer, poate și părinții trebuie educați în sensul acesta și la rândul lor să le trimitem copiilor niște limite. Spune un român, mi se pare o inițiativă foarte bună să restricționeze, dar eu cred că până în 18 ani ar trebui interzise. Crede un altul. Relatează observator news .ro.